Salutare și bine v-am găsit pe canalul FVBlog. În acest episod voi prezenta și testa o sursă în comutație cumpărată de pe AliExpress, având intenția de a o utiliza într-un proiect viitor. Intrarea în această sursă se face de la rețea, adică 230V curent alternativ, iar ieșirea este la 24V și curent de până în 4A. Cel puțin astea sunt specificațiile tehnice teoretice. Înainte de a testa sursa, haideți să explorăm rapid partea electronică a ei. Am observat că intrarea se face printr-un conector bloc rapid. Nu știu acum cât de bun este. Pe ieșire tot un conector bloc. Consider că e destul de robust. Pentru 4A este arhi suficient. Hai să explorăm componentele mai importante. Este foarte greu să vă arăt ce scrie pe acel integrat, fiind componenta, aș putea spune, chiar foarte importantă a montajului. Integratul respectiv, fiind controllerul PVM, scrie pe el CR68425, iar tranzistorul după acest integrat este unul MOSFET. O să încerc să vă arăt. Sper că acum vedeți denumirea lui destul de bine. Scrie pe el H10N65ANFT. Este un tranzistor MOSFET canal N, 10A la 650V. Interesant că RDSON, rezistența de răsursă, e destul de mare, de 0,85 ohmi. Pe ieșire, dacă pot să vă arăt, este al naibii de greu. Sper că se vede acum. Este o diodă Schottky, scrie MBR20200FCT. Practic, sub aceeași capsulă sunt două diode Schottky, având catodul comun. Și este de 20 de amperi la 200 de volți. Curent destul de mare. Cumva aș putea spune că e mult prea mult pentru sursa asta, la 4 amperi pe ieșirea acestei surse. În fine. Un condensator de filtrare și, bineînțeles, suplimentar, un filtru trece-jos, compus dintr-un inductor în serie și apoi, în paralel, un condensator electrolitic de 1000 de microfarazi. Transformatorul e destul de robust, 24V, 4A, aproape de 100W, este suficient. Bineînțeles că există filtru la intrare, două bobine în serie pe fază și nul, condensator în paralel, avem un NTC în serie, pus după puntea redresoare micuță și apoi acesta ducând către condensatorul de filtrare. Mare atenție, nu puneți mâna pe o asemenea sursă dacă a fost alimentată înainte, deoarece sunt șanse ca acest condensator să fie încărcat. Chiar nu e de glumă, este foarte periculos. Acest condensator fiind de 82 de microfarazi la 400 de volți. Ăsta de aici, condensatorul din spre primar și secundar. Vedem denumirea lui. Y1. Da, este bine. Bineînțeles că și optocuplorul din spre secundar și primar, 817, referința 431. Un lucru care îmi place la nebunie la această sursă, acest modul, este că pe PCB sunt trecute notațiile componentelor, rezistoarelor, dacă se vede bine. 100R, 24K, kiloohme, adică 22 de microfarazi, chiar și lângă acea referință scrie AZ431. Foarte fain. Și lângă optocuplor, L817C, mai rar. Ia să vedem de cât este siguranța fuzibilă, cea de aici. E una lentă de 5 amperi? E mult prea mare. Una de 1 amper ar fi fost suficientă, maxim de 1 amper. Să vă arăt spatele PCB-ului. Se vede distanța considerabilă dinspre primar și secundar, partea de înaltă tensiune și joasă tensiune. Traseele chiar sunt bine făcute. Nu arată rău. Îmi place. Da, aș putea spune că radiatorul pentru dioda Schottky, cele două diode Schottky, pare să fie mult prea mare, poate mă înșel eu.
Primul test care îl fac oricărei surse de acest gen, mai ales dacă se alimentează la tensiunea de rețea de 230V, este legarea ei în serie cu ajutorul unui bec incandescent. Dacă becul incandescent rămâne aprins, înseamnă că sunt probleme. Dacă nu, este în regulă. Să testăm. 3, 2, 1. Este în regulă. Și din câte se observă, există un LED roșu aprins în partea din dreapta. Să verificăm tensiunea. În mod normal trebuie să avem aproximativ 24V. Da, aproximativ 24. Este bine. Iar acum să continuăm cu testarea stabilității tensiunii și pentru a vedea curentul pe ieșire. Să pornim. Avem deja 3 amperi. Tensiunea se menține stabilă. Mare atenție că aceste conductoare sunt destul de groase, deci ar trebui să avem o cădere de tensiune minimă pe ele. 4 amperi, tensiunea este stabilă. Duce mai mult de 4 amperi, e clar. 6 amperi. Se pare că sursa duce mai mult decât ne spune. De unde a cumpărat-o? Ce experiment vreau să fac în continuare este să las sursa, să spunem, aproximativ un sfert de oră și să verific temperatura de pe cele două radiatoare, cel de aici și cel de în zona asta, pentru a vedea cât se încălzesc. Voi măsura cu ajutorul acelui multimetru, din păcate nu am un alt aparat de măsurare a temperaturii, e singura modalitate. Deci revin peste aproximativ 15 minute. Au trecut aproximativ 25 de minute, temperatura ambientală e de aproximativ 21 de grade. Ați observat că am pus o foaie de hârtie între această sursă și consumatorul meu pentru a nu răci sursa noastră, deoarece vreau să fac un test fără răcire activă, să fie una pasivă. Deci, să măsurăm temperatura radiatorului de răcire al celor două diode Schottky. Aproximativ 57 de grade, iar acum să vedem și radiatorul de răcire al transistorului MOSFET, aproximativ 64 de grade. Să continuăm cu măsurarea și calculul randamentului, folosind acel aparat de măsură de priză pe care l-ați văzut într-unul din clipurile mele anterioare. La rețea, din câte se vede, avem aproximativ 231 de V. Deocamdată sursa este în gol, fără nicio sarcină și curentul e de aproximativ 10 mA. Puterea de aproximativ 0,5 W. O să cer pe ieșire aproximativ 4 A. Deci avem pe ieșire aproximativ 95 de W, iar pe intrare aproximativ 114 W. Calculăm 95 împărțit la 114 de pe intrare, iar apoi înmulțim la 100 și ne dă aproximativ 83% randamentul. Deci pare că la 114 W consumați de acest alimentator, aproximativ 20 de W se pierde prin căldură. Iar acum să vedem și ripple-ul în gol. Văd că avem aproximativ, variază, undeva pe la 200 până în 300 și ceva, 300 de milivolți la vârf în gol. Da, avem un ripple pe ieșire în gol. Hai să cerem un consum pe ieșire. Un amper, aproximativ 150-180 mV la vârf. Ne ducem către 2 amperi, ripple-ul rămâne cam la fel, la 3 amperi și ceva. Deci noi de la ventilator. La aproximativ 4 amperi avem un ripple de 200 și ceva de mV la vârf. 250 de mV la vârf, să spunem. Să tragem și concluziile. Am verificat stabilitatea tensiunii, deci se mențin la tensiunea de aproximativ 24 V. Curentul pe ieșire este mai mare decât cel declarat de 4 A. Am testat cu aproximație 6 A, mai mult nu am putut, pentru că nu am un consumator variabil mai mare de 150 W.
Am verificat și curentul de mers în gol, e de aproximativ 5-10 mA, deci undeva la 0,5 W. Randamentul iese de aproximativ 83%, nu e unul cu care să te lauzi, dar este acceptabil. Ripple-ul pe ieșire undeva pe la 200-300 de milivolți vârf la vârf și deci o sursă, să-i spunem, bună. Cam mai să termin acest clip, dacă v-a plăcut nu uitați vă rog de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!